7, 6. Îmi pusese în nădejde în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pace. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Amin. Vă rog să vă reașezați. Îl binecuvântăm, îl slăbim și îl glorificăm pe Domnul și dimineața aceasta. Pentru harul lui că a făcut posibil ca să ne întrunim din nou în locul acesta. Și a lăsat și o vreme extraordinară, un timp foarte frumos. Nu mai avem nevoie de căldură. Când încălzește Domnul cu soarele Lui, binecuvântat să fie numele Lui cel mare și sfânt. Un mare om a spus așa, Canalis, cele mai multe cărți în lumea aceasta te informează. Altele te reformează. Dar una singură, Biblia, care este Cuvântul Lui Dumnezeu, te transformă. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și aș vrea ca Cuvântul Lui Dumnezeu să ne transforme în fiecare zi. Amin. Viețile noastre și sufletul nostru. Este aici un cuvânt, groapa peirii din fundul morcirii. Și eu am intitulat Capcanele Sufletului, titlul predicii. Știți, o capcană e de multe feluri. Poate să fie o ispită, o stare sufletească, o stare trupească. Multe lucruri în care caz și în care cad. Și capcana cea mai mare a lumii acesteia, știți care este? Deci că lumea aceasta zace în cel rău. E capcana cea mai mare pe care diavolul îi atrage pe oameni în groapa aceasta, din care greu mai ies. Că lumea aceasta zace în cel rău. Și dacă observăm și din punct de vedere omenesc, mai ales în România, e groapă lângă groapă. Azi e o groapă, o ascultă și mâine e altă. Așa este și spiritual, fraților. Sunt tot mai multe gropi. Și Domnul îi spune la Cain, auzi, prima groapă, cum a ieșit, e după ușă. Nu trebuie să mergi kilometri întregi. Prima groapă e după ușă. Păcatul pândește după ușă. E o groapă pe care vrea să ne ducă cel rău pe mine și pe fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute să fim atenți. Prima groapă este groapa în care mergem singuri. Și groapa în care mergem singuri sunt de multe feluri. Știți? Samariteanul milos. Drumul acela pe care l-a ales Samariteanul și l-a ales el. De atâtea ori în viață ne alegem noi drumul. Singuri! Fără să-L întrebăm pe Domnul. Fără să ne consultăm cu Domnul. Mergem singuri pe El. Singuri pe El. Știți ce-a făcut Samson? Vreau să citesc din Judecător, capitolul 16, versetul 1. Un om extraordinar care spune de la capitolul 15, versetul 18. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis, Tu ai îngăduit prin mâna robului Tău această mare izbăvire și acum să mor de sete și să cadă mâinile celor care tăiază împrejur? Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din lei ca să bea apă. Și cât de ușor poți să cazi într-o groapă. Mergând pe drum singur, în singurătatea lui, nu știu ce s-o gândi, nu spune Scriptura. Numai că spune că când a ajuns la Gaza, capitolul 16, versetul 1, acolo a văzut o curvă și a intrat la ea, direct. Ce s-a hotărât el pe drum?
ce-o gândit el pe drum? Nu știm, nu ne spune Scriptura. Dar au căzut într-o groapă. Și dacă veți citi Proverbe, capitolul 7, o să vedeți acolo niște lucruri extraordinare. De la 1 la 27, ce groapa aceasta este și groapa, că a spus că mergi într-o groapă în alta. A singurătății și pe urmă dai în care groapă? Ce groapă e asta? A imoralității. Adică dintr-o groapă dai în altă groapă. Știți ce-a făcut Cain? Cine a dus prima dată jertfă? Cain! Cain a dus prima dată jertfă și pe urmă și Abel. Dar cine a luat hotărârea să meargă la tine? În singurătatea lui! În inima lui cine a luat? Cain! A zis, hai să ieșim la câmp! Și acolo l-a omorât. Cele mai multe gânduri și cele mai rele să ia în singurătate. Și o să vedem un împărat care s-o sfătui cu inima lui. Ce să facă? Dar a spus Proverbe, capitolul 7. Și vreau să citesc 24, 25, 26, 27. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre scarea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe. Și mulți sunt cei pe care a ucis ea. Iată că e o groapă care te poate ucide. Poți să pierzi mântuirea. Te ucide această groapă în care te atrage. Casa ei este drumul spre locuința morților. Drumul care coboară spre locașurile morților. Domnul să aibă milă de noi și de toți cei care iubesc pe Domnul. Pentru că este o groapă care greu mai poți să ieși de acolo. Dar cu ajutorul Domnului se poate. Am spus despre un împărat. În 1 Împărați, capitolul 12, este un împărat acolo, Ieroboam, care a ajuns împărat. Și pe care în versetul 12, de la versetul 23, spune așa. Vorbește lui Roboam, Dumnezeu îi vorbește prorocului, să-i spună lui Roboam. Fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda și întregii case a lui Iuda, a lui Beniamin și celuilalt popor și spune-ne. Așa vorbește Domnul. Nu vă suiți și nu faceți război împotriva fraților voștri. Copiii lui Israel. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Adică spunea Dumnezeu, de la mine s-a întâmplat lucrul ce s-a întâmplat. Mâine, lucrul acesta. Ei au ascultat de cuvântul Domnului și s-au întors acasă după cuvântul Domnului. Dar ce a făcut împărat? Groapa asta singurătății. Un om când stă în gândurile lui, a spus, este foarte periculoasă. Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim și a locuit acolo. Apoi a ieșit de acolo și a zis Penuel. Ieroboam a zis în inima sa. A vorbit cu el însuși. Într-o groapă, singurătății acolo. Și-a făcut el un plan. Cum facem noi atâtea planuri în singurătate, fără Domnul? Și-a zis, mă, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Păi dacă se întâmplă lucrul acesta? Și eu sunt nenorocit, rămân, ce să fac? Știți, s-o sfătui după aia, la prima dată în inima lui, și-a făcut cei doi biței de la lui. O capcană pe care a tras tot poporul căsut aici. Tot poporul s-a sfătuit în inima lui, în singurătate, el numai cu el însuși. Doamne, dar mai înainte ai ascultat că ți-a vorbit Domnul. Acum încep să iei sfatul, să faci planul de unul singur? Da. De unul singur. O luat. Și-a dus tot poporul, din păcate, în această groapă a singurătății, care ajungi la un moment dat să mergi din groapă în groapă. Și-a spus groapa imoralității. Singur. În care n-a căzut în nicio groapă, este Domnul Iisus Hristos cât a fost pe acolo. Da.
Slăvit să fie numele Lui. Amin. Nu s-a găsit păcat în El. S-a făcut păcat pentru mine. Dar nu am căzut în nicio groapă. Binecuvântat și slăvit să fie numele Lui. Pe urmă mai este o groapă, groapa nestăpânirii a lui Cain. Că nu s-a putut stăpâni. Că i-a spus Domnul, măi Cain, mă fii atent, dar zic că e o groapă acolo, după curbă. Nu, noi când mergem cu mașinile, nu ne științează semnele. Curbă la stânga, curbă la dreapta, bă, dacă mergi și nu... Când vorbeam joi seara, nu ești chipzuit și dai și... A intrat, poate după curbă e și un șantier. Sau bauștele, cum zicem noi aici. Și a intrat cu mașina, te-ai nenorocit. Sau poate că ți-a pierdut și viața. Te științează. Și Domnul nu științează pe care și spune, vezi că după ușa și dar nu m-a dus, ce să faci? Să-l stăpânești. Să-l stăpânești. Ei, nu l-a putut. Că am spus că groapa asta singurătății te duce la alte gropi. Și te afundă tot mai, până în mocirmă, până în oroi acolo. De unde nu mai poți să scoți, nu mai poți să ieși numai Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele, te poate scoate. Nimeni, dar mână omenească nu. Și culmea că era frate de trup. Și pentru o jertfă. Pentru o jertfă. Și acolo, Cain nu a putut să se abțină. Știți că este un om în Scriptură care îl blastămă pe David. Era și lui David, și mie. În Unul Împărați, capitolul 2, versetul 8, spune acolo, dar numai că David îi dă o poruncă lui Solomon și zice, auzi, când vei fi împărat, zice, dar despre mai mult poruncă. Să faci cu ăla așa, cu ăla așa. Numai la și mei îi spune, zice, să nu-l obori. Numai că îl faci să stei în Ierusalim și în momentul când va trece pe râul, zice, atunci să fie pe Dumnezeu. O sta Domnul an. O sta unul, doi. O sta unul, trei, dar după trei ani am văzut că toată lumea trece și numai el nu. Dar trebuia să, dacă o vrut să scape cu viață și și-o iubi de viață. Și nu a putut să se țină. A plecat și a fost pedepsit. Spuneam eu și spun mereu, serviciile și atunci funcționau. El a fost urmărit pas cu pas în fiecare zi. În fiecare zi. Aceasta este groapa nestăpânirii. Pe urmă mai este o groapă, groapa mândriei. 1 Împărați, capitolul 19, de la 1 la 19. Un proroc a Domnului, Ilie. O să zic, Doamne, la un moment dat. El, nu, așa zic. Nu mai rămâs nimeni, zici. Nu mai n-o singur. Și Isabela a să ne iei viața. Cum? Dumnezeu nu un om să aibă pe tot pământul? Așa credut el, numai el singur a rămas. În tot Israelul. Vine Domnul și îi spune, măi, Elie, nu ești singur, mă. Mai sunt 7.000 de oameni care nu s-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul. Are Domnul oameni care nu cad în groapă și care își pleacă genunchii înaintea Salvatorului și Creatorului nostru, binecuvântat să fie numele Domnului. Să plimba o dată Nebucadnețar. Știți că mândria asta merge înainte pe ei. Îi vezi pe mulți că pierd, că mândria asta te nenorocește. Să plimba pe acolo Nebucadnețar frumos, avea bogăție mare, într-adevăr. Și zice, toate astea, zice, eu le-am făcut cu ea. Eu, în puterea mea. Nu. Dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dată putere și nu ți-ar fi dată sănătate, nu le-ai fi putut. Știm povestea ce s-a întâmplat. Așa, au ajuns ca animalele să pască iarbă. Odată a zis unul, glas de Dumnezeu! Nu! L-a lovit glasul lui Dumnezeu. N-are nimeni ca glasul lui Dumnezeu. Și glasul lui Dumnezeu, fiecare creștin trebuie să-l cunoască. Și urmele cu prezent acolo și l-a mâncat el. Glasul meu, glasul omului niciodată nu se poate asemăna cu glasul lui Dumnezeu. Noi trebuie... Dumnezeu ne cunoaște pe noi pe nume. Noi trebuie să discernem și să cunoaștem noi glasul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Pe urmă vorbește Domnul poporului Israel în Deuteronom, în capitolul 8, de la 12 la 20. Auzi? Zice, când am să vă duc în țară, aia în care curge lapte și mâine, zice, nu vă să îngânfi inima și să vă mândriți. Nu. Pentru că mândria este o groapă foarte greșită.
Adică gropile cu cât se înaintează și cu cât cazi, atât ai mai greu. Tot mai greu. Tot mai greu. N-ați observat că și oamenii din lumea aceasta mare milionară, la un moment dat, se sting din cauza mândriei că cine e. Și nu-i mai poate salva nimeni. Nimeni. Nici medicii, nici anumite lucruri, nimeni nu-i mai poate salva din groapa aia din care cade. Cade într-o groapă a bolii, a necazului, a desfrâului. Și nu-i mai poate scoate nimeni de acolo. Nici milioanele care le are. Mândria asta care e... Dar mai mult. După ce dă mândria om, ăștia din lume mai puțin înțeleg, dar noi ca creștini spune că Dumnezeu și pedepsește pe cel mândru. Îl și pedepsește. Aspru spune. Spune Psalmul 31 cu 23 că îl pedepsește aspru. Dar la cei neprihăniți le dă har, slăviți și binecuvântați să fie Domnul. E o groapă foarte periculoasă. Foarte periculoasă. Un alt lucru este în Corinteni, capitolul 13, cu versetul 4, scumpul nostru apostol Pavel spune că dragostea nu se umflă de mândrie niciodată. Ea face bine aproape. Omul care e plin de dragoste nu să fie mândru niciodată. Pentru că dragostea aia care e în el nu-i dă voie să se ridice. Cel ține smerit. Binecuvântat și slăvit să fie Domnul. Și Domnul să ne facă numai să fim plin de dragoste. Că după aia are grijă. Domnul să ne facă numai să fim plini de dragoste. Un alt lucru este în Evrei, în capitolul 10, cu versetul 26. Și dacă am spus că groapa lumii acesteia este foarte cea mai mare, că majoritatea lumii zace în cel rău, groapa creștinilor în care crade, cu părere de rău o spun, este în capitolul 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum am unui obicei. Părăsind adunarea lui Dumnezeu, știți pe cine îl părăsește? Pe Domnul Iisus Hristos. Și nu înțeleg de multe ori ce rău a făcut cuiva Domnul Iisus Hristos. Sunt împrejurări în care te-o supăra cineva, nu știu, o săptămână, două, o lună. Suntem oameni. Și Dumnezeu știe din ce suntem făcuți. Că El ne-a făcut. Știe că suntem țărână, sensibil. Da. Să părășești adunarea, îl părăsești pe Dumnezeu. Este groapa în care cad cei mai mulți creștini în ziua de astăzi. Ci să ne îndemnăm unul pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Nu putem să ne dăm noi seama, mulți, nu? Nu medităm, nu discernem că ziua Domnului se apropie. Că ziua Domnului se apropie și toate prevestesc lucrurile acestea. Lumea din politică, din sistem cultural, din sistem social, din toate sistemele lumii acesteia, dar cu atât mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat și slăvit să fie Domnul și să nu avem obiceiul acesta. Este o capcană, o groapă în care cad foarte mulți creștini în ziua de astăzi. Am spus, un alt lucru este oricine păcătuiește cu voia. Sunt oameni care cad în groapă că păcătuiesc ei cu voia. Că vor! Auziți ce spune în versetul 26 și 27 din Evrei 10. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzbrăniți. Oameni care păcătuiesc cu voia. Oameni pe care nu interesează și este un cuvânt atât de greu. În Romanii, capitolul 18, care spune așa. Oameni pe care nu interesează, indiferent ce se întâmplă. Roman, capitolul 1, mă scuzați, 18. Capitolul 1. Oameni pe care nu-i interesează, oameni care nu realizează poate pe moment ce li se întâmplă, dar nu, poate nu cred că chiar așa va fi judecata lui Dumnezeu. Și spune aici așa, de la versetul 18 în jos.
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușesc adevărul în nelegiuirea lor. Nu vreau să citesc, dar vreau să citesc tot pasajul, dar vreau să citesc versetul de la versetul 28 în jos. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor. N-au căutat, că n-au vrut. N-au vrut să caute. N-au vrut. Cu da, voia n-au vrut. I-a lăsat în voia, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel, de nelegiuire, de curvie, de vicrenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri rătăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragostea firească, neînduplecați, fără milă. Toate acestea sunt gropi. Toate acestea sunt gropi în care cad cei ce păcătuiesc cu voia. În toate aceste gropi, mai de groapă în groapă, toate sunt niște gropi care sunt pregătite de cel rău. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, asta e cel mai dureros, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Asta e foarte clar. Nu numai că ei că le fac, că sunt mulți care zice, mă, dacă eu am păcătuit, măcar tu să tragi învățătură. Dar și găsesc de bun. Bravo, mă! Bravo! Mi-aduc aminte că eram tânăr și eram și eu ștrengar. Și dacă vedeai pe unul așa, mai tânăr, 17 ani, dădeai cu piciorul în bidon. Ce smecher îi. Mereu și dădeai și tu, să te arăți că cine ești. Deci cam așa e și ăștia. Domnul Iisus le-a spus, mă, zice, voi înconjurați lumea, le-a spus fariseile și saducheilor. Să faceți unul dacă voi. Nu să faceți un copil al Domnului. Nu să faceți un om de el pocăit care crede în Dumnezeu. Să faceți unul ca voi, auzi, lume. Cu tren, cu avion, cu, știu eu, cum sunt acum, nu știu ce mijloace a fost atunci. Să-i facă ca ei. Nu să facă după prototipul Domnului Iisus Hristos. Noi ca el trebuie să semănăm. Și să umblăm ca El și să trăim ca El. Spune 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 6. Binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Amen. Și ei au zis, bă, ăștia-s grozat. Ăștia-s ca noi, face ca noi și grupul nostru. Nu observați că sunt oameni care sunt în anumită groapă, căzuți. Dar nu le place, numai noi. Noi, ceilalți zice, bă, ăsta parcă-i mai pofăit, trăiesc, să dă pe Sfântul, să... Pe toți care vor să trăiască neprihanie, le spune cuvântul lui Dumnezeu, vor fi prigoniți, da? Îl vezi pe câte unul din biserică, zic, bă, să dă prea pe Sfântul, să nu-i chiar așa. Sunt grupuri, grupuri, și în lume, și în viața creștină. Numai noi, bă, noi suntem așa, mai... noi cu noi. Nu. Sunt niște grupuri care noi nu ne dăm seama și ăștia... Lucrul cel mai greu zice că îi găsești de buni pe aia care le fac. Și Domnul să ne ferească de lucrul acesta. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 3 la 5, spune că dacă învață cineva cuvintele sănătoase la lui Dumnezeu, sau o învățătură deosebită, care ar fi învățătura aia deosebită? Păi învățătura care nu e după Scriptură, care nu duce la mântuire. Sunt atâtea învățături. Sunt atâtea învățături și acolo pe o groapă. Poți să cazi în ea. Poți să cazi în ea. E una învățătura care duce la mântuire și la viața veșnică și alta e o învățătură care te atrage într-o groapă și nu mai ești de acolo. Și apucărezi cum te-o învățată ăla. Și așa crezi. Și așa rămâi. Și Domnul să ne ferească de lucrul acesta. Și Iisus îi mustră, Matei 23:1-39, pe cărturar și pe farisei. Și versetul 37 spune, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă strâng un strângetul și apoi? Dar n-ați vrut. Păcat cu voie. N-or vrut. Efectiv, n-or vrut. E dacă n-au ascultat de Domnul Iisus Hristos, cu cât mai greu în zilele de astăzi, de oamenii pe care Dumnezeu a pus să predice Evanghelia. Greu. Greu. N-or vrut. Și-o plâns pentru Ierusalim Domnul Iisus Hristos. E o păsadă ei. Era creația lui Dumnezeu. Așa cum am spus odată despre Ninive,
că Dumnezeu i-a păsat, că i-a creat Dumnezeu. Și Dumnezeu iubește fiecare suflet, că e creația Lui. Numai Iona a fost și nu i-a prea păsat de nimic de jos. Îți lasă ducă-s acolo în râpă. Bă, Iona, 40 de zile mai au. O, dacă ar fi 20. După gândirea lui Iona. Dar la Dumnezeu i-a păsat. Și nu a vrut să-i lese în groapa aia de unde îi nenorocea pentru totdeauna. N-a vrut să-i lese. Și oamenii ăștia, pur și simplu, singuri își aleg destinul. Singuri. Nu vor. Nu vor. Un alt lucru, un al doilea lucru. Nu știu dacă am să termin în ziua de astăzi. O altă groapă este groapa în care cad oamenii din neveghere. Din neveghere. David se plimba și el împărat. Și avea tot dreptul să se plimbe. Și avea tot dreptul să se uite. Dar pentru că n-a vegheat, l-a costat. Dumnezeu i-a vorbit, dar a plătit scump din cauza nevegherii. Samson din cauza nevegherii. A fost un copilaș tânăr care n-a căzut în nicio groapă, a căzut în groapele aștere lumești în care, nu știu dacă mai apuc, în care se încheba în caz de alții. Ăsta a fost Iosif. Dar n-a căzut nici în groapa imoralității, chiar dacă a fost în pușcărie. N-a căzut. S-a păstrat curat. Binecuvântat și slăbit să fie Domnul. Am să trec foarte repede. Nu știu, în Iosua, în capitolul 7, de la versetul 20 la 21, nu știu dacă în natura lui Acan a fost lucrul ăsta să... Și îmi place de primarul ăla din România, când a vorbit ăla de la televizor și a zis, un senator nu știu ce înseamnă, zice, Giordeanu, mă, Giordeanu. Nu știu dacă Acan îi stătea în caracterul lui ăsta, sau dacă în viața lui a fost un hoț. Dar dreptul că la un moment dat a căzut în groapa asta și nu s-a putut stăpâni și a văzut ochii și nu a putut. Și a căzut în groapa aia și a plătit. O plătit foarte scump. Din cauza nevegherii. Mulțumesc ce mi-a lăsat, că n-a făcut. Din cauza nevegherii, în grădina Eden, s-a produs tot ce s-a produs din cauza nevegherii. Dumnezeu a vorbit, a spus, ei știau ce au de făcut. N-au vegheat. N-au vegheat. Din cauza nevegherii, cădem în atâtea situații. Nu știu de ce am greșit ceva, dar tot. Zice în Proverbe, capitolul 28, versetul 18. Dar cine umblă pe două căi, strânde? Pe două căi strâmbe. Nu-i de ajuns una. Două. Două căi strâmbe. Cade în groapă. Cade în groapă. Și Domnul să ne ajute să eliminăm lucrul acesta. Și în Roman, capitolul 6, cu 13, și voi dați în stăpânirea voastră toate mădularele voastre, ochii, mâinile, toate mădularele noastre să le facem rob ascultării de Hristos, de Dumnezeu, binecuvântat și slăbit să fie numele Lui. A treia capcană sau groapă în care cad oamenii sau creștinii este groapa în care suntem aruncați de alții. Groapa în care suntem aruncați de alții. În Luca, capitolul 6, cu 39, zice Domnul Iisus Hristos, când în orb călăuzeaște pe altor, amândoi, în Matei 15, cu 14, cad amândoi în groapă. Amândoi în groapă. Iosif, am spus despre Iosif că a fost aruncat în groapă. Și groapa aia, Doamne, e grea. E grea. Devine o groapă a singurătății. Mă duc foarte rapid. În această groapă a căzut Ieremia. Și în plângerul lui Ieremia spune că lasă-mi e viața. În prima groapă, când a căzut, că i-a imputat, că a zis că, bă, omul ăsta cu cuvântările sale, moi inima oamenilor. Nu a fost așa. El vorbea din partea lui Dumnezeu. Și l-a aruncat în groapă acolo. În mod ce zice că s-a confundat și s-a fundat și în mocirile. Dacă citiți dumneavoastră în Ieremia 38:6 și în plângeri 3:53, acolo zice că a vrut să iei viața și l-a aruncat acolo în groapă și zice să fie părăsit. Numai că este un Dumnezeu care vechează slăbi și binecuvântat să fie în numele Domnului. Dar el a fost aruncat în groapă. S-ar putea să fie aruncat în groapă din pricina unei rugăciuni. În pricina Cuvântului lui Dumnezeu. Dar să știi că dacă ești
aruncat de alții în groapă, din pricina lui Dumnezeu sau din pricina cuvântului lui Dumnezeu, să știți că El te scapă bine cu lui Dumnezeu. Îți apă de pricină. Și Dumnezeu l-a scos pe Daniel de acolo. Dumnezeu i-a scos din groapa pe care i-a aruncat Nebucadnețar din foc. Și a zis, nu ne închinăm! Chiar dacă ne arunci în groapa morții, ce la focul ăla, ce să mai aștepți viață, ce să mai îți arde numai hainele? Ce să... Și Dumnezeu a vegheat binecuvântat să fie numele Lui. Proverbe 26-27, cine sapă groapă, altul ia cade el în ea. Și Hamanul a zis către Mardoheu, îi fac lăsta o groapă, dar știi ce groapă? Nu dă-i în pământ. Îi fac una așa pe lemn, în spânzul acolo pe Mardoheu. Ce-a făcut? Și-a făcut-o lui. Și-a făcut-o lui. Și-a fost el spânzurat. Dumnezeu apără pricina celor fără prihană. Binecuvântat să fie numele Domnului. Le apără pricina. Și scoate din groapă. Slăvit să fie Domnul. Dar este și veste bună că Dumnezeu ne poate scoate. Am spus. Când ne scoate, El dintr-o groapă, prin ajutorul cuiva, oamenilor, e bine să acceptăm la oamenilor. Oamenii care spun despre vestea bună a lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, despre bunătatea Lui, vrea să-ți dea o mână de ajutor și să te scoată din groapa în care te afli. Și mai bine știi tu în groapa în care te afli și Dumnezeu vrea să te scoată și să te aducă la viață. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și în încheiere, trei concluzii pentru a scăpa de cădere, trebuie să fim atenți, adică vegători. Pe calea aceasta pe care a trasat Dumnezeu nu poți merge oricum. Trebuie să veghezi. Drept că te mai împiedici, te mai lovești. Dar să fii atent. Și să mergi drept pe ea, așa cum a trasat Domnul Iisus și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pentru a scăpa de cădere, dacă suntem tari în credință. Păi fraților, dacă credința a fost dată odată pentru totdeauna Sfinților și ne considerăm și noi Sfinți, nu ne mai uităm înapoi. Pavel a spus, zice, nu că zice l-am prins pe Hristos, dar mă arunc înainte și mă uit înainte. Ca să ajung la premiul ăla pe care vrea să-l spună el. M-am sfârșit lupta, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea. De acum așteaptă cu luna. Binecuvântat și slăvit să fie Domnul. Cred dacă s-ar fi tot întors înapoi, ba pe la Galamaliel, ba pe în altă parte. Odată cu Domnul, odată nu cu Domnul. Dar în credință. Și un alt lucru, un om căzut să facă totul pentru a ne ridica. Da. Noi, ca copii al lui Dumnezeu, dacă stăm în picioare, zice, să nu ne mântrim, să nu ne încântăm că stăm în picioare. Stăm prin harul și prin mila lui Dumnezeu. Dar să le dăm o mână de ajutor, dacă putem să-i ridicăm. Că Domnul Iisus Hristos o zice și despre animale, mă, zice, dacă ai o oaie, o capră, un bou și cade într-o groapă, mergi și îl scoți. Dar cu atât mai mult un suflet pe care l-a creat Dumnezeu. Să-l scoți de acolo, să faci tot posibilul, tot ce depinde de mine, să-l scot de acolo. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că un suflet scos din groapă și readus la viață, înaintea lui Dumnezeu, e sărbătoare în cer. Știți fiul risipitor? Fiul, pilda fiului risipitor. O plecat, a fost scos din groapa aia nenorocită. Tatăl l-a scos și l-a așteptat cu drag. Și eu așa a lucrat tatăl, că l-a scos și l-a recuperat. Dacă ar fi lucrată după mintea lui la copil, l-ar fi nenorocit. O lucrat după cum Dumnezeu lucrează pentru noi, pentru fiecare și-a cu milă de noi. Rămân la cuvintele acestea, îi târziu.